Hai să dăm, știu că aici. A lansat de câteva ori, dar nu e. Deja am început să vorbim de operațiunea Monstru, dar nu e. Lasă să cadă jigul la fund. Are 5 grame. Și încerc să recuperez. Am văzut mulți codalbi, mulți pui de codalb. Asta e un semn că populația și-a revenit. Ok, va trebui să plecăm până la urmă. Mergem la stația 1, la intrare în Fortuna și de acolo, nu știu, Heracle, Ligianca pe canal, trebuie să schimbăm tactica. Sau Olguța, să vedem cum e apa, dacă n-a ajuns tulbureala și pe acolo. Da. Turcaleț. Niente. Am stat destul, trebuia să se întâmple ceva. Și la îmbucătură, și la gume. Uite că nu se întâmplă nimic. Păi, nu știu dacă sunt sigur, dar... Ultima lansare, te rog. Hai, mai aruncă o dată. Și păstrează lanseta, totuși. Din nou pe lacul Fortuna. Suntem la intrare. Am zis mai devreme stația 1, dar apa e foarte mică. Dacă bag vârful lansetei, nu știu dacă are jumătate de metru, cu vegetație multă, e eutrofizată. Zilele trecute a bătut vântul și uite că a mai contribuit la culoarea ei și chestia asta e destul de tulbure. Mă rog, știam că așa e, astea sunt condițiile. N-a fost apa anul ăsta suficientă. Peștele, de principiu, e ascuns pe undeva sau e la apă curată, la apă mai mare. În ultimele zile s-a mai răcorit un pic și pentru știu că cel puțin o mai face activă, zic. O să încercăm și la Biban. Dacă nu, direcția Olguța, canalul Olguța, e iarba știucii pe jos, dar încă o dată motorul atinge, se și vede o dură când intrăm în pâlcuri de iarbă. Vântul bate cam cu 12 km la oră. În față e o colonie de pelicani, dacă pot să ajung de aici. E la maxim zoom-ul, de-abia se văd. E greu. Da, am atins. Evident că nu văd ce filmez. Măcar să pun camera așa totuși. Da, elicea e prin Nămol, prin nisip. În partea cealaltă, fundul este ornat cu nisip și scoici. Deci este tare. Și pescărușii, oportuniști, ca de obicei, în căutarea unei mese ușoare. Da, da, intrăm pe canal.
probabil, Ioan Voicu. Foarte greu de filmat. Pe canalul Olguța numai copaci arși. Localnicii au dat foc la stuf să le pască animalele pe aici, pe grindurile astea. Și uitați-vă ce dezastru ecologic este, totul e uscat. Conform RBDD și INCDD, INCDDD, NDDD. E bine dacă dai foc, e mirific pentru natură. Uitați-vă ce e aici. Parcă e pădurea spânzuraților. Tot canalul așa e. Cum a bătut vântul și flacăra, da? Bravo! Așa protejează. Rezervația biosferei Delta Dunării, așa e. Totul e praf pe aici. Oh, iar vin a prins un biban! Da, mă, scoate-l, ia. Oho, ce bibonoi! Bravo, bă, primul pește azi! Felicitări! Fă și o pictură cu el. Stai așa. Mi-e la băieți. Canalul Eracle. Ervin de la biban, la știu că ce-o fi. Am mai prins unul, avem 3 pești până acum și poate gătim diseară. Iar eu am pus la staționar 2 la pelete, dar nu am mai avut Fiderix de căpșuni și am cumpărat o trăznaie fără noimă, să și vede de altfel că e fără noimă. Sper să vină vreun amețit pe aici, dacă nu, nu, nu e nicio problemă. În schimb, vreau să vă împărtășesc câteva din impresiile de pe Chilia. Au fost câteva zile relaxante absolut. N-am pescuit ce mi-am dorit, dar nu e nicio problemă, pentru că nici nu mi-am propus să prind nu știu ce. Mi-a părut rău că a bătut vântul și n-am putut să stau în ancoră pentru răpitor. N-am putut să stau în ancoră pentru crap. Și asta mai mult pe linia satului Pardina, comunei Pardina, practic e un sat. Vântul tot a bătut așa de la nord și mă pingea foarte mult în mal, aproape perpendicular pe cursul Dunării. Deci n-aveam cum, efectiv n-aveam cum să stau, iar când am plecat pe o furtună extraordinar de mare, cu valuri imense. În schimb am văzut mulți pescari. Mulți. Unii erau încarteruiți în tabere, se vedea că sunt acolo de câteva zile, mari, cu corturi mari, cu multă logistică, bagajerie, tot felul de chestii. La unii am văzut și un frigider, nu vă mai spun. De-a lungul digului spre Chilia erau destui. Dar în cele 4 zile de m-am fățuit pe acolo, n-am văzut pe niciunul să prindă vreun pește, ceea ce m-a pus un pic pe gânduri, curios, de ce să nu fie un pește acolo.
De obicei mai vedeam așa, mai trage unul, două lansetă, nu, și să nu vă imaginați că era una, două lansete, malurile pline de lansete. Probabil că erau și mulți acolo, pentru că n-avem voie să pescuim decât cu patru maxim, știm, cunoaștem asta, știm bine. În schimb, am observat mai multă curățenie pe maluri, unu, două, câteva peturi, dacă am văzut așa, spre deosebire de zonele aglomerate ale turismului tradițional în Delta, brațul Sfântul Gheorghe sau cel mai gunoier, așa, brațul Sulina, unde sunt și cele mai multe localități. Cam asta a fost cu... N-am prins, deși am primit un feedback de la voi, că m-am poziționat bine după rampă, că am stat bine acolo, dar uite că n-a fost să fie, deși am pescuit cu boilesuri de la Decathlon, cu căpșună și cu scoică, am pescuit cu porumb cu scoică, am pescuit cu diferite arome și cu căpșuni. Uite că n-a fost să fie la mine, poate n-am prins cel mai fericit moment. Mă rog, nu, asta e o tragedie, mi-am comandat o găină din sat pe care am mâncat-o cu fiartă, cu cartofi și cu mușdei, o rață, chestii de-astea, de loco, am mâncat și saramură făcută de gazdă, da, deci m-am simțit extraordinar de bine, n-am avut o problemă pe chestiile astea cu mâncarea. Mi s-a agățat să lanseta, mă plimbă vântul. Cu mâncarea tradițională, să-i zicem. Ce nu mi-a plăcut acolo a fost pe undeva traficul de vase mari. Dar nu deranjează crapul, el e deja obișnuit de 6 luni de zile, de când, hai să zicem, poate nu de 6 luni, e traficul ăsta intensiv de pe Ucraina, de pe Bâstroie, vasele... Intră pe Bâstroie, păzit aproape deja de rachetele HIMARS din Ucraina. E, și merg pe Dunărea Ucraineană, apoi pe granița noastră, sau pe granița noastră, Dunărea Ucraineană, cum e traseul, și de acolo își văd de treaba lor. Da? Deci iată că Bâstroie până la urmă are o utilitate, cred că întrage aici la... Da, nu. Nu mi-ar fi plăcut mie să-mi tragă, dar de unde? Nu vrea nici roșioară, praful meu TTX-ul ăsta e cu aromă de vanilie. L-am mai îmbunătățit, aveam o esență de căpșun de aia de se pune în prăjituri și am turnat acolo, dar nici așa n-am rezultate, nu știu de ce, deși ar fi trebuit să am, dar probabil că ține foarte mult de momitor și n-am Fiderix-ul la mine. Am în schimb altceva și cel mai probabil o să încerc cu el tot așa o chestie de căpșuni de la Benzar, care din punctul meu de vedere e mai slab decât, mult mai slab decât Fiderix-ul acela, care e galben cu aromă de căpșuni, nu e roșu cu aromă de căpșuni. Și îi mulțumesc lui Cornel pentru prețioasele învățături, că așa este, are dreptate, Fiderix-ul aromă de căpșuni și cu peleta de 6 mm de căpșuni chiar fac treabă bună împreună. Acum am o peletă, am peleta de la ei, dar n-am pe momitor ce trebuie, da, în coșuleț. Mai stăm pe aici și va trebui să luăm o decizie, nu știu, înainte, înapoi. Ne-am întâlnit și cu o barcă de 3 pescari, parcă 4, nu mai știu câți erau. Și au zis, domne, slab, veneau de nu știu pe unde, de pe acolo. Uite, cred că trage. Da, l-am prins, e extraordinar, am prins o roșioară. Haide să vă arăt. Să vă arăt, dacă văd ceva pe ecran, mă pic, așa. Un caras! Bă, cărășiele, numai că n-am ce face cu tine astăzi. Meniul din mintea mea arată cu totul altfel, fără caras.
numai cu biban și roșioară și cărășelul o să plece la locul lui. Trage și la cea de-a doua lansetă, o fi venit vreo turmă de pește. Nu l-am înțepat. Și o să-i dau drum. Hai! Tolio, acasă! Da? Să mă spăl. Și mai lansez odată. Mi-ar fi plăcut să fie roșioară. Eu nu pescuiesc caras aici. Chiar nu mă interesează. Am un meniu în cap și vreau să-l fac. Cu niște chestii, cu un pic de aventură culinară. Drept urmare, îmi trebuie pește cu carne albă, respectiv biban roșioară, merge și somn și alău, chestii de astea. Dar trebuie să le cumpărăm de la pensiuni. Aceste specii. Am mai prins un cărășel, dar nici n-am văzut când mi-a tras. Nu-i mai ținem, că ce să fac cu ei? Îmi trebuie biban și roșioară, n-am venit să mănânc caras aici. Hai. Stai așa, că te prind acum. Tulio. Și o să verific și cealaltă lansetă. Mă spăl pe mâini. Asta n-are nimic, o mai las. Ar trebui totuși să mă uit la ea. Da. Și n-o mai arunc acolo. O dau mai încoace pe lângă stuf. Ok. Să vedem aici. Bun. Am avut și la biban o înțepătură, nu e. Ar fi trebuit să fie biban la îmbucătură, chestii de astea. De ce nu e pește? Nu știu. O peletă de căpșune de la Fiderix. Pe 2 ore 100, pe mai multe 200. Da? Da. Adică o zi îți ia 200 de lei de persoană. Îți că îți iau cu ăsta 150 de lei. Da, niște. Și ăsta e un exemplu de turism în delta Dunării, pe canalul Iracle. Da? Care nu e navigabil. Ia uite-i. Ce nu zici, domnule? Ia. Ia stai aici. Roiesc aici. S-au speriat. Știu că sunt supraexpus, dar m-a întors vântul. Bună dimineața, vă spun, de la mila 23, într-o zi de toamnă, de început de toamnă. Pescuiesc la răpitor, poate vine și un biban.
Am un biscuit de la Dara Killer, da? De 10 grame, cu care sper să păcălesc ceva pe aici, un biban, știu că ziua de ieri a fost aproape fără istoric, dar mai încercăm să pescuim astăzi roșioară, de exemplu, și o să fac câteva lanseuri înspre zona de Nufeli. Camera păcălește puțin, nu sunt așa departe. Am la 10 metri. E liniște, pe baltă mai e doar o barcă. S-a ancorat de salci într-o zonă tradițională de pescuit. Probabil că am mai prins acolo. Am prins și noi pe vremuri. Ervin lansează și el, de fapt a dat primul, pentru că a trebuit să stau să montez camera. Și are, ce are? Are o gumă, Dinamo, cum îi zicem, alb cu roșu. Champions League? Da, hai să nu dăm un fotbal de la ora asta, totuși. Chiar dacă am jucat pe nocturnă aseară, problema e că am uitat să-mi iau bateria de rezervă de la cameră și asta mai are două liniuțe. Sper să-mi ajungă totuși. Și mă cobor pe adâncime, după cum știți cei mai cunoscători ai zonei. Canalul are cam 2 metri jumătate pe apa asta, dar poate ajunge la 4 metri. Drept urmare o să încerc să pescuiesc pe bottom. Ultima lansare cu 10 grame. O să încerc și la biban, dar tare m-aș bucura să prindem o știucă, evident. Ne-am întâlnit cu niște pescari ieri, mi-au spus că n-au văzut culoarea. Nici nu mă așteptam. Probabilitatea să prindă ceva este extrem de redusă. Atât prin prisma faptului că nu mai e pește, dar și cu apa asta ciudată, scăzută. Iarba știu ce e pe fund, am agățat mai devreme. Iar eu o să schimb. Bun, să trecem la lucruri serioase. Nu știu dacă e pește pentru lucrul ăsta serios. Încerc. Las să cadă. V-am spus că mai jos de noi este o barcă cu 3 pescari. N-am văzut să prindă vreun pește până acum, de când am venit. În 20 de minute aproape. Am mai insistăm. Sare mărunțișul, se sperie de guma mea. Un shad. Și nu cred că neapărat e de vreo firmă. Nu, e o chinezărie cu care anul trecut am mai prins pe Lumina. Acum dacă mă întrebați, toate sunt chinezării, dar unele sunt de firmă. Se simte mirosul toamnei. Pădurea devine colorată, cu nuanțe de la maroniu, la auriu, ruginiu.
din punctul meu de vedere, lunile octombrie și noiembrie sunt cele mai frumoase în delta Dunării. Chiar dacă vremea, desigur, e capricioasă, vin ploile și poate cu atât mai mult apreciem zilele cu soare. Hai, Caracalina, nu știu unde ești, dar o să încerc un lanseu de-a lungul nuferilor și las să cadă. O las și recuperez încet pe fund. În secvențe, nu liniar. Da, probabil că dacă am avea o fotografie a fundului canalului, nu știu câți pești o să găsim. Sau dacă sunt, nu e pește, nu e răpitor aici. Sau nu e foarte mult. Sau, mai e și varianta cealaltă, în folclorul pescăresc, domne, eu m-am dus, da, uite că în ziua în care m-am dus sau în zilele alea n-am mai mâncat. Prietenii de mai jos pleacă și au pornit motorul deja, n-au prins nimic, niciun pește, nu e tocmai îmbucurător. Și nu că am fi prins noi aici. Da? Și au plecat. Drept urmare, am rămas singura barcă pe tot canalul care duce spre lacul Ligheanca. Încerc și liniar la apă mică, după care, imediat ce începe pragul, recuperez cu smulcituri ușoare. Neregulate. Oho, câți pelicani vin. Haide să vi arăt. Numai să nu facă ceva. Au găsit pește undeva și-au dat telefoane. Zboară în clasicul V sau V-uri mai mici din V-ul mare. Prietenul meu dă cu un crab de ăsta koi. Are vreo 15 cm și lungime și în jur de, lasă-l acolo, 5 lățime. Dumnezeule, ce să prindem cu vreun rechin? Da, ce frumos merge. Ia uite-l. Am mai schimbat locul de vreo 2-3 ori. O să vă arăt peisajul. Tot facem, tot lansăm, da, nu se întâmplă nimic. Da? Am făcut zeci de lanțeie și nu prindem niciun pește. Asta e delta Dunării din zilele noastre. De ce? Întrebați-i pe unii care administrează zona asta și care trebuie să aibă grijă de ea. Întrebați-i și pe localnici, și pe primari, și pe toți. Da? Deci niciun pește. Mi-aduc aminte că pe vremuri, o anii în urmă, sărea ștuculiță de asta mică, era animată zona și au mai rămas doar nuferi. Resursa piscicolă nu mai e.
plase peste plase peste tot. Ce să mai zici? Din motivul ăsta nici turiști nu sunt. Au aranjat-o și pe turism. Au rezolvat-o și cu asta. Ăsta e rezultatul gândirii, rezultatul acțiunilor noastre de până acum. Ce poți să mai zici când vezi așa ceva? Ne-am mai întâlnit cu pescarii, am întrebat dacă au avut vreun țac. Ridicau dezamăgiți din numeri. Nici măcar la biban. Opa, o să pornesc motorul pentru că intru în ferestea. O să stăm aici puțin, Ervinu. Vedem ce se întâmplă. Mai încerc la știucă. Dau la păstră, eu. Păi... sunt cam aceleași șanse. Nu știu dacă l-ați auzit, dar ieri vine aici că dă la păstrăv. Da. Și eu dau la chefal. Da? Tot aia e. Adică poți să zici că dai la orice aici. La ce-ți trece pe-n cap? Poftim? Poți să-ți faci mână. Da. Și uite, vii la școala de... 1000 de lanseuri pe zi. Și când ți-ai făcut mâna, te duci în delta. Te duci în delta Dunării. După la stația, nu știu care, unde filmează mușețel și cu ăla la altul, cu Mihaiu, doi foști guvernatori. Dar de ce nu veniți, bă, să pescuiți aici? Pe rezultatul muncii voastre. Să dați aici, în delta Dunării, natural. Veniți în coci. Am înțeles, nu se mai face emisiune. Destul de adâncă și apa. Trebuia să vină din... nu fereștea, din ceva. Nici n-am cum să arunc. Dar de unde să vină dacă nu e? Un pic de semnal la telefon am. Uite, iarba știuci. A rămas doar iarba. Ia dă-i drumul la ancorița aia mică. Să încercăm și la biban, pe aici, la ceva, nu mai știu la ce. Prostez? E dat? Nu. Dă-i drum. Toată? Da. S-a dus ceva, nu? Parcă sare roșioară și alți pești de ăștia mărunți. Vin la suprafață să se hrănească. Îmi aduc aminte cu ani de zile în urmă, pe Dunărea Veche erau foarte mulți nuferi și aruncam între ochiuri și de acolo prindeam știucă.
ce splendoare de pescuit. E evident că probabil că ziceți că sunt fabulații la ora asta. Aha, Ervinul era să-mi iei mustața. Uite, pe aici a trecut. Pe bune. Dau cu o bucățică de pește la biban, pe fund, la îmbucătură, cum se zice. Și am avut o trăsătură. Dar e multă iarbă. Am aruncat și în alte zone. Am un plumbuleț de ăsta ușor, de 30 de grame. Pe acolo, atras. Rămân cu lanțeta în mână. Uite, iar atras. Bum. Ia să vă arăt și vârful. Sper că se vede cât de cât. Da, se vede. Trage ceva, nu știu cât de mare. Poate reușesc să-l prind. E foarte greu să filmez pentru că mă întoarce. L-am ratat iar. Ba nu. Mă întoarce cu barcă cu tot și l-am și prins. E un biban frumușel. Un biban de baltă negru colorat. Ce pește frumos. Ghiborț. Nu e ghiborț, e biban, băi. Da. Foarte fain. Primul biban pe ziua de astăzi. Primul pește, de altfel, tot pe ziua de astăzi. O să pun și ancora de pupa. Pentru că mă tot plimbă vântul ăsta și m-am săturat. Așa, cât de cât pare mai bine. E un cănăluș aici, nu știu cum se numește. Coada de oblet, cred că s-a dus, da. Dacă nu mai trage în câteva secunde, e clar că nu mai e momeală. Pentru că am găsit bibanul, e aici. Și ar trebui să prind câțiva. E adevărat că peștele mai trebuie și căutat. Să mai scoatem din haine. Am încălzit, a ieșit soarele și cred că sunt vreo 15 grade acum. Da, nu le scoatem de tot, ci doar schimb abordarea. Nu mai vrea. A vrut doar la coadă, extraordinar. Nu tu îți dai seama? Ia să mai pun o coadă. Nu. Cap, coadă sau lămâie? Cred că am mai prins unul. La oblete. Da. Ce biban frumos. Ia uite-l. O splendoare de pește. Ah. Prăjică, saramurică, ceva. Dar numai că o să schimb forfacul pentru că nu-mi place. Și trec la alt forfac. Se reține. Încă unul. Mai îmbrăcat așa.
La codiță de oblete. Ia uite ce biban frumos. Da. Vine imediat, cum arunci. L-am găsit pe cănălușul ăsta din Eracle spre Stipoc. A prins și Ervin. Super. Super, super. Și s-ar putea să mâncăm o prăjeală de biban. Op, 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 op. Da, e frumos. Ia uite-l ce frumos e. Ia dă-l încoace. Așa e, domn director, e cu angajații pe aici. La team building. Poate gătim ceva. O roșioară asta să vă arăt. Ia uite cât de frumos e. Se reține clar, dar nu mai avem timp să gătim pentru că trebuie să plecăm la Tulcea. Așa că s-a ramurat acasă de data asta. Ce pește frumos. Atât pentru întâlnirea noastră de astăzi. Vă salut și vă spun la revedere de aici din Delta Dunării, de pe canalul Eracle, de la mila 23. Măcar am prins câțiva biban, dar tare mult ne-am chinuit să-i găsim, chiar și așa. Pe data viitoare să nu uităm să avem grijă de delta și să iubim natura, dragi prieteni.